Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Frați și surori, nu vă mai legați de numele unor predicatori, că nu ei vă mântui. Cristi Boariu e un zero, dar în fața lui zero a fost pus numele Domnului. Pentru aia sunt ceea ce sunt. Nu vreau să rămâneți în seara asta cu numele meu sau cu numele altora. Vreau să rămâi cu numele lui Iisus. Că eu nu pot să fiu cu toți dintre voi în spital, dar El poate să fie. Eu nu pot să fiu cu toți dintre voi acasă, când ai probleme în familie și ai nevoie de un răspuns. Dar spune Psalmul 20 să te asculte Domnul în ziua necazului. Știți ce vreau să vă spun? Cu cât mărești distanța dintre tine și Dumnezeu, există o cauză, păcatul. Dacă îmi făceam un lucru bun, de exemplu, măturam pe-n curte sau făceam curat la animale și tata venea, știți unde eram? La poartă. Vine într-o zi tatăl, vine stăpânul. O să-l întâmpin la poartă sau în fondul grădinii? Că dacă știu că soția mea știe tot despre mine sau a pus mâna pe telefon acum când eu am venit la voi aici și știu că tot e bine, ești bucuros. Dumnezeu știe tot despre tine. Ești gata să spui astăzi, Doamne, îmi deschid inima? Ăsta sunt. Sau continui să ascunzi mizeria sub preaș? Mi-aduc aminte, eram copil împreună cu frații mei, mama mea era croitoriasă. Ne-am fi dorit mult o bicicletă. 9 frați la părinți. Nu a fost ușor. Și într-o zi mama ne-a pus să facem curat în atelierul ei de croitorie. Și a zis, băgați de seamă cum faceți curat. Și noi am băgat de seamă și am ascuns mizeria sub covor. Că mulți copii se cred mai deștepți ca părinții lor. Și mulți oameni se cred mai deștepți ca și creatorul lor. Și am băgat mizeria sub preaș. Și a venit mama și s-a uitat. Și a ridicat covorul. Și a zis, am vrut să vă cumpărăm 3 biciclete astăzi. Din cauza asta veți umbla pe jos următorii ani. Vreau să vă spun că știu să fac curat bine acum. Numai că am învățat pe pielea mea să fac curat. Vine o zi când marele judecător va ridica covorul în ziua judecății. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Poți să ascunzi mizeria sub preaș, dar nu poți să-i oprești mirosul. Înaintea lui totul este gol și descoperit. Dacă ai ceva de ascuns, zi, Doamne, nu mai ascund nimic. Uite, mă deschid, uite-te cine sunt. Știți ce e dureros, frați și surori, iubiți frați și surori care mă ascultați, sau oaspeți, prieteni, dacă merg la doctor și te întreabă ce ai mâncat în ultimele 3 zile, îi spui tot. Și te întreabă păstorul, unde ai fost duminica trecută, când ai fost la rugăciune? Dar ce-i treaba ta, mă? Dar ce treabă ai tu cu fata mea? Mâncă la tine acasă? Știi ce treabă am cu fata ta? Aș vrea să fiu împreună cu tine, cu ea, cu ai voștri, în cer. Că ne-a pus Dumnezeu să răspundem nu de mașinile voastre, ci de sufletele voastre. Știți câți oameni în iad, în locuința morților, în antecamera iadului, dacă vreți, în locul ăla de așteptare îngrozitor al pedepsei veșnice, ar da toată averea să mai aud o predică? Și tu intri și dai like și mergi înapoi la orele tale. Doamne, aș vrea în seara asta să-mi schimb viața.